În concluzia, recunosc că a fost o temă foarte interesantă pentru mine. Atunci când ne confruntăm cu un număr crescut de kilograme, da, se presupune că trebuie să începem un program de pierdere în greutate. Însă nu întotdeauna obezitatea se prezintă cu un număr crescut de kilograme, ci de foarte multe ori obezitate înseamnă doar un procent de grăsime corporală crescut, chiar dacă numărul de kilograme este normal, și atunci se impune determinarea acestui procentaj de grăsime corporală, fiind crescut ori de câte ori este mai mare de 25% din greutatea corpului la bărbați și mai mare de 33% din greutatea corpului la femei. Cum facem aceste determinări? În practică, astăzi, cea mai folosită metodă este bioimpedanța, însă acele cântare pe care le cunoaștem cu toții, acele analizatoare corporale, însă standardul de aur rămâne DEXA, se găsește în anumite centre de excelență, în anumite clinici și se determină foarte exact ce cantitate de grăsime există în acel organism și mai ales ce cantitate de grăsime viscerală există acolo, putând să definim astăzi obezitatea chiar cu un număr de kilograme normale, un procentaj normal de grăsime corporală, dar cu o cantitate mare de grăsime viscerală, pentru că de acolo, de fapt, pornesc problemele. Ajungem la nutriționist și trebuie prescris un program de nutriție, un program de pierdere în greutate. Putem să abordăm mai multe modalități pentru acest lucru. Bineînțeles, schimbările în stil de viață se impun cu dietă, cu activitate fizică, cu schimbări de comportament alimentar. Toate acestea sunt bine standardizate. Astăzi putem să urmăm fazele cu preincluzia, cu faza propriu-zis de pierdere în greutate, însă după aceea ajungem în faza de menținere a greutății, care, țin să vă anunț, durează toată viața. Putem să folosim medicație specială pentru această problemă. Sunt astăzi trei tipuri de clase de medicamente ce sunt folosite, foarte rar în practică, țin să vă anunț. Putem să referim pacienții noștri cu obezitate chirurgiei metabolice, despre care o să aflați probabil mai multe astăzi. Sunt diverse modalități, însă cea mai folosită a rămas gastrectomia longitudinală și cu rezultatele cele mai bune. Iar ghidurile europene care ne vorbesc despre algoritmul pentru pierdere în greutate arată astăzi așa și vedem toate aceste faze, bineînțeles, însă de fiecare dată, fie că urmăm o dietă anume, personalizată, desigur, fie că pacientul nostru urmează o cale de chirurgie metabolică, ajungem în final, îmi pare rău că n-am un pointer să vă arăt finalul, ajungem la Reinforce Lifestyle Modification, adică ne confruntăm cu problema cu care am început, stilul de viață care, așa cum spuneam, în anumite cazuri, pentru a menține o greutate optimă, trebuie să dureze toată viața. Cum facem propriu-zis dieta de pierdere de greutate și care este regimul cel mai potrivit și care se referă și la titlul lucrării mele, iată ce găsim. În primul rând, la prima prezentare a pacientului trebuie o examinare foarte corectă și foarte minuțioasă, pentru că, așa cum știm, obezitatea se însoțește de foarte multe comorbidități. Ne interesează foarte mult, chiar de la prima apariție, semnele de insulinorezistență, care pot fi prezente la nivel cutanat, acantozis nigricans, papilomele sunt prezente în astfel de cazuri. Prescriem un set minim de analize de sânge, care însă, desigur, se personalizează la a doua vizită, poate să existe nevoia și pentru alte determinări, în special un screening pentru vitamine și minerale este foarte util, deoarece astăzi obezitatea se însoțește, de fapt, de malnutriție. După cum știm, există o corelație foarte puternică între deficitul de vitamină D și obezitate, iar de cele mai multe ori aceste carențe nutriționale duc chiar la alterarea comportamentului alimentar, care se soldează cu acele pofte exagerate pentru anumite alimente și care pot să aibă rădăcina tocmai în aceste carențe nutriționale. Este foarte important, așa cum spuneam, să determinăm compoziția corporală și acel procent de grăsime din organismul pacientului nostru. Deși nu este utilă la început această determinare, succesul nu depinde de această determinare, totuși
pentru următoarele vizite este o metodă foarte interesantă de a afla dacă pacientul nostru în timpul dietei pierde din masa de grăsime sau pierde din masa musculară, pentru că o dietă de slăbire foarte, foarte dură și prost adaptată poate să conducă la pierdere de masă musculară și păstrarea țesutului gras, acest lucru fiind de nedorit, desigur. Când vorbim despre sfaturile specifice de nutriție, pornim, desigur, așa cum ghidurile ne îndeamnă, de la o restricție calorică. Însă, pentru a face acest lucru, este foarte important să știm care este linia de bază. Așa că, de ajutor și foarte important, este un instrument numit jurnalul nutrițional, pe care pacientul ar trebui să-l întocmească încă de la primele vizite. În acest mod, ne putem da seama unde sunt erorile de comportament alimentar, ne putem da seama de ce cantitate de calorii există în mod uzual în dieta pacientului nostru și abia după aceea putem să facem o restricție de aproximativ 15-30% în energie, din caloriile acelea de la linia de bază și de obicei undeva între 500 și 1000 de calorii atunci când se face această restricție putem spera la o pierdere de jumătate de kilogram pe săptămână, acesta fiind și în modul cel mai corect și sănătos în care se poate prezenta pacientul nostru în timpul dietei de slăbire. Vorbim despre activitatea fizică, despre comorbidități, dar și despre alte diete anterioare de slăbire pe care pacientul nostru le-a urmat, deoarece background-ul este foarte important. Uneori în activitatea noastră vedem pacienți care consumă aproape 1000 de calorii pe zi și totuși prezintă obezitate și atunci, da, avem de-a face deja cu un caz complicat, nu mai putem spera că o simplă reducere de calorii ne va, de 600 de calorii ne va aduce succesul pe care îl dorim. Ce diete se practică astăzi în lumea nutriției? Se practică dieta echilibrată, hipocalorică, însemnând undeva la 1200 de calorii pe zi, apoi se practică dietele scăzute în calorii, undeva între 800-1200 de calorii și dietele foarte scăzute în calorii, ce prezintă mai puțin de 800 de calorii, însă care ar trebui urmate sub supravegherea unui specialist. Ce lucruri ar trebui să ne preocupe atunci când prescriem diete foarte scăzute în calorie? E bine, tocmai deficitele de micronutrienți. Dacă aceste diete sunt practicate pe termen lung, orice este sub 1700 de calorii vine la pachet cu o cantitate scăzută de vitamine și de minerale. Acest lucru afectând pe termen lung tocmai outcome-ul în planul nostru de pierdere în greutate. Efectul yo-yo este foarte prezent în astfel de cazuri și de obicei la un an aproximativ după o astfel de încercare cu foarte puține calorii apare recâștigul ponderal, de cele mai multe ori cu o creștere mai mare de cantitate de țesut gras și cu o cantitate mai mică de masă musculară decât era la început. Se practică dietele cu grăsime scăzută, acele low fat diet regimes. Se practică dietele low-carb diet regimes și toată lumea se întreabă, în special în ultimii 10 ani, se întreabă ce tip de dietă este mai potrivit, la ce să renunțăm, la ce ar fi bine să renunțăm, la grăsime și să mâncăm totul low-fat sau să renunțăm la carbohidrați. Și desigur, se fac studii comparative și iată câteva concluzii pe care și eu le-am găsit în cercetările mele. Se pare că dieta low-fat pierde teren în ultimii ani și dieta low-carb câștigă teren, însă studiile care sunt în ultima vreme prezentate vorbesc totuși despre rezultate nu foarte concludente. Ambele diete se pare că aduc pe termen scurt rezultate în termen de pierdere în greutate, însă recâștigul ponderal poate să fie după aceea prezent. Unii pacienți au pierdut în acest studiu aproximativ 30 de kilograme, în timp ce alții au câștigat 10 kilograme. Studiile în ceea ce privește comparația între dieta low-carb și low-fat ar trebui să continue. Aceasta este concluzia. Foarte la modă, să spun, și foarte prezentă și la noi în țară, în ultima vreme, a devenit dieta cetogenă, dietele cetogene, care presupun excluderea aproape a carbohidraților, trebuie să se consume până în 40-50 de grame de carbohidrați pe zi, foarte puțin, gândiți-vă că o felie de pâine are deja 20 de grame de carbohidrați. Este o dietă cu o cantitate normală de proteine și cu o cantitate foarte mare de grăsimi. Adevărata și corecta dieta cetogenă presupune utilizarea de grăsimi vegetale, însă, pentru
că, sigur, există un pericol real atunci când se exagerează cu grăsimile de ordin animal. Ce aduce acest tip de dietă? Aduce schimbări în flora intestinală cu efect benefic și care are un impact pozitiv asupra insulinorezistenței. Aduce tulburări de minerale și atunci, iarăși, un specialist este foarte important pentru urmărirea acestui tip de dietă și pentru prescrierea de minerale, pentru a evita riscul de aritmii cardiace. Poate fi ținută pe termen scurt, este o dietă acidifiantă, iritantă, mai mult de o lună de zile nu s-ar justifica urmarea unui astfel de plan alimentar, chiar dacă duce rezultate în scăderea de grăsime viscerală și prezervarea masei musculare. Iar când vorbim despre dietele cetogene pe termen lung, pentru că se practică și așa ceva, aici rezultatele deja sunt controversate, desigur. Ce știm? Știm că după 5 luni de zile pierderea în greutate este maximă, însă după aceea apare recâștigul ponderal. Studiile observaționale pe termen lung în legătură cu aceste diete spun totuși că cantitatea foarte mică de carbohidrați este asociată cu o mai mare mortalitate, așadar este interesant să urmărim destinul acestei mode și acestei diete și în continuare. Și ea a fost și comparată, dieta cu calorii foarte puține și cetogenă, a fost și comparată cu dieta low fat, adică doar cu grăsime scăzută. Iar studiile au dat câștig de cauză pentru pierderea în greutate dietelor cetogene. Însă, cum vorbeam, pe termen lung apar și chestiuni de urmărit. În cabinetul de nutriție se mai poate discuta și despre dietele care urmăresc indicele glicemic și încălcătura glicemică. Indicele glicemic se referă la o valoare numerică ce urmărește creșterea glicemiei în funcție de un anumit tip de aliment ce se consumă, iar încălcătura glicemică este o valoare ce ia în considerare și cantitatea de glucide ce se consumă. De exemplu, dacă folosim doar indicele glicemic, pepenele roșu ar putea să fie interzis într-o astfel de dietă, deoarece are un indice glicemic foarte mare, însă încărcătura sa glicemică pe cantitate este foarte mică. Și atunci, indicele glicemic devine o valoare nu foarte de încredere ce ar trebui să fie folosit atunci când prescriem o dietă, ci mai degrabă această încărcătură glicemică alături de indicele glicemic trebuie urmărit. Pe scurt și pe românește trebuie să vedem și ce calitate a carbohidraților există în dietă, dar și ce cantitate. Și studiile, din nou, vin să ne dea încredere în astfel de metode de dietă cu indice glicemic scăzut și încărcătură glicemică scăzută. Și chiar dacă se modifică foarte puțin baseline, indicele glicemic al dietei, și se crește puțin cantitatea de proteine, se pare că există o îmbunătățire foarte mare în dieta de pierdere în greutate. Așadar, este o dietă care nu prezintă pe termen lung efecte adverse și este o dietă sigură și poate fi ușor integrată în stilul de viață al oricui. Se prezintă în toate jurnalele de nutriție aceste rezultate, se iau în calcul pacienți, sute de pacienți, mii de pacienți, există și un studiu efectuat pe 16 ani, care are ca și concluzii faptul că dieta cu indice glicemic și încărcătură glicemică scăzută poate să fie sigură și de efect atunci când vorbim de pierdere în greutate și menținere a greutății pierdute. Dar iată că și dietele de tip mediteranean, așa cum era dieta mediteraneană la origine, încă sunt valide pentru pierdere și menținere în greutate. Așa spune și studiul EPIC, ce s-a desfășurat în Italia pe o perioadă lungă de timp. Și mai precis, ce înseamnă dieta mediteraneană? Vedem, contrar așteptărilor, că este o dietă bogată în cereale, însă cerealele erau integrale, deci cu un indice glicemic scăzut, avem acest deziderat. Este o dietă destul de bogată și în grăsimi, însă grăsimile sunt vegetale, uleiul de măsline și, desigur, cum era pe salma rece și cu calitățile sale.
Este o dietă foarte scăzută în carne roșie și în proteine de origine animală, dar proteinele vegetale sunt la cote înalte pentru că se consumă foarte multe leguminoase, bolinte, mazăre, mult fasole, și dietele mediteraneene, de obicei, să știți că sunt și bogate în alcool, în vin roșu. Iată că și o astfel de dietă este validă pentru pierdere greutate și menținerea greutății. Așadar, concluzia, ziua de astăzi, dacă există dieta ideală pe care o putem aplica tuturor, dacă există cea mai bună dietă, această concluzie nu există. Important este să personalizăm această dietă în funcție de pacientul nostru, de comorbiditățile sale și, practic, să ne întrebăm ce dietă este potrivită pentru cine. Astăzi, din ce în ce mai mult, se pune accent pe personalizare atunci când se prescrie un plan de pierdere greutate. Fiecare plan are beneficiile, dar și chestiunile negative asociate. Aceasta este concluzia mea din studii și din practică. Vă mulțumesc!